tare, am așteptat tare, că uneori așa-mi vine să mă duc pe drum să văd un copil lepădat, să-l iei pe sub gardă, să-l iei, să-l fie eu. Zic, nu găseam, n-avem de unde. Când am dat, dar noi tot am dat documentele, tot cu cu răspundere în anul de podul de cafeța asta. După ce ai la rând nu au putut concepe împreună cu soțul copii, Ana Gobjâlă din satul Tocuzrai, unul căușeni, a decis la vârsta de 40 de ani să adopte un copil. S-a adresat la Direcția de Asistență Socială din Raion, iar în câteva zile i-au făcut cunoștință cu o fetiță de 7 ani care le-a umplut soților inima de bucurie și de speranță. Eu întâi dimineața mă scălam, întâi țara, Doamne, să ies, să-i văd unul în poartă, ori să văd unul în ușă. Cât de mic eu am să-l cresc. Dar eu vis bărbatul meu cu grijă, eu, Doamne ferește. Zicea Gheorghe, dă-mi să luăm o fetiță, oare un bățel și... Nu, Ana, e o fată ajutor să e. Și dacă ne-am pus la rând, Maria Alexei ne-a dat căușe, nu așa ne-a spus. Doamna Ana, nu ai să mergi să mi-te că eu am luat cu o femeie din sat, micuț la sân, l-a luat la femeie și el a pus chepielul născut la sân. Dar matale n-am să putem să-ți da. Mata ești mai în stare decât nevasta aceea. Vedem unul mai mărișor, clasa întâia. Eu brânz închegat, eu-s coapte, eu-s muntenic, eu-s un pic de hăniță. Când ne-am dus, m-a spărit de dânsă. Asta-i copilul, zic, da, fetița. Doamne, ferește, hane, Doamne, era căchita ișa, miticuța, părtunsă așa, e între iurea. Doamne, ferește, o să fac o fetiță din trânsă. Eu, dar mi-a spus cum o cheamă, Maria Arsenea o cheamă, Natasha, asta e mama ta. Natasha a venit cu asta, a venit cu fugă și m-a cuprins. Am atunci, în decembrie, era frig, ploua, așa pe mânt, cărarea asta, așa. La mahala asta, așa străga. Chioche, mamă, tată, ieșiți, Chioche Hana, duce fetița. Am cuprins-o, Doamne, și-am pupat-o și-am sărbătat-o și știuri. Doamne, Fana, tăci că mă ieși și eu mă mic. Acum fiica lor, care atunci avea doar 7 ani, a crescut și are 36. A adus multă fericire în familie, spune femeia care își amintește fiecare zi petrecută alături de fiica ei, care astăzi este mare. E de timp cu tăticul, la vacă cu tăticul, la porci cu tăticul, la oi să mă scuzați că înainte am zis, nu, ce nu, n-am fost săraci, locamul ea. Fana ta și căvada mama te-a luat, fă ajutorul mama, fă dată, numai lui tăticul, fă. Eu cu tăticul pe afară. Lega Gheorghe, că el n-a lăsat. Tăticul eu. De mâncare la vacă, eu. Tăticul eu mă duc mult vacă, nu mămica. Și e în mult vaca de clasa tăia. După ce a crescut, tot acasă a rămas. Mama i-a oferit locuința proprie și s-a mutat într-o casă de alături. Astăzi are 5 nepoței, iar dragostea față de aceștia este de nedescris. Aici de amândoare mamța, cu vină mai mare și la două. Eu las voi să trăiască în casa mea. Acolo, da, mai mult putem ștepți tot timpul. Eu luat la Custrea când eram îmbolit, ți-am spus. Și parcă îmi pare că nu mai vin acasă. Eu vin în martie, vin iertarea sosă cel mai mare, eu adus. Adă-i măi acasă, mi-te, lângă măca. De 2 săptămâni, fiica este plecată peste hotare. Copiii sunt în grija mamei, care însă nu-i pierde din ochi. Mamă, uite ca florile, păi stelile. Ei cu șef cu părintele cascat, ce se întâmplă, da? Cine a ta, mamica? Da-mi eu i-am venit, gata, lăsăm și la abiet, iar e femeie. E ca aici cam pe ținele mâine, mă cădă-ne al pe ținele, ia că văd eu. Cinci copii de nevoie, nevoie să duc să facă măcar. O dai de mama ca să-i hrănească, să-i îmbrace, să-i... Și-a mai plecat unde? I-ai dus în Germania, pe-n Pintei. Dus vizei copiii la școală. Femeia îndeamnă și pe alți oameni să nu ezite și să adopte copii, deoarece aduc zâmbete și voie bună în casă. Nu e a mea adevărat, dar eu tot îi dau din sugetul meu, și casă și amasă tot mama. Să dea și să la toată trăiești în pas. Am cine mă sfătuie, am cine mă pun la cale, hai Dimitrița, hai ăsta, indianușca, comâca, hai dă mâncare la pâță, hai scoatem cartofele. Potrivit Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, anul trecut, 9 copii din Raionul Căușeni și-au găsit familie în țară.
alți doi au fost înfiați pe parcursul anului curent. Potrivit datelor oficiale, în prezent 530 de copii din Moldova așteaptă să fie înfiați.